Bună ziua, începem ședința de astăzi cu următoarea ordine de zi pe care am analizat-o ieri în ședința de ieri, da, pe comisii. Și începem cu punctul 1, dacă nu știu mai de voință. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Da. Punctul 12. Da. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectului de investiții, execuție lucrări de înlocuire tâmplărie din PVC la școala gimnazială Cântunele din satul Cântunele, comuna din Meniu și județul Bacău. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, proiect inițiat de domnul primar s-a adoptat. Probabil că ați fost informați. Raport cu privire la demodificarea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, subsemnatul în calitate de primar. Având în vedere raportul de specialitate al doamnei Rău Mirela, consilier în cadrul compartimentului buget finanțe, aparatul de specialitate la primarul Sorinie Meriuș, având în vedere prevederile 27/2006 privind finanțele publice locale, legea 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, hotărârea Consiliul Local numărul 6 din 8 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum și referitor și referate înainte de vedere compartimentului de deservire. Hotărârea Consiliului Local 74 din 21 iulie 2022 privind la aprobarea proiectului investiții, construire, echipare și operaționalizare unei creșe mici în comuna Himăiuș, proiect depus în cadrul planului național de redresare și reziliență, componenta 15 educație. La partea de venituri avem 145.000 de lei, din excedentul bugetar 145.000, partea de cheltuieli tot 145, la care se adaugă 25.000 de lei pentru modernizare la școală în Cântunele, iar pentru creșe 120.000. Am întrebat, domnul primar, de pe ce capitole au fost luați banii necesari pentru creșe și pentru școala la Cântunele? După cum vă amintiți, după cum știți, în fiecare an când se construiește buget, se construiește, este o estimare a veniturilor. Da. Capitolul, nu știu să vă spun exact, dar vă putem... S-au luat într-o parte sau cum s-au luat într-o parte? De unde s-au luat? Că am înțeles că... La cine nu știu? De dificultăți, doamna Rău, de a identifica sumii... Da. Bănuiesc că s-au luat din fondul de rezervă. Dar nu e din excedent? Din excedent. Păi din excedent, ați zis că e ce-a rămas cheltuit. Da, da. Nu asta că... înțeleg eu. Că raportați, reportați de la an la an tot ce nu se cheltuie. Asta încercam să vă spun. La început de an noi facem o estimare a banilor pe care îi vom încasa. Bani din care, da. Pe care după aceea îi distribuim, ca să înțeleagă totul. Îi distribuim pe capitole și pe investiții. Deci nu au fost mutați la un capitol. Nu. S-a încasat mai mult decât s-a preconizat că se va și... În fiecare lună ați văzut că sunt necheltuiți ăștia. Sunt necheltuiți. Prin casări ne bazăm noi. Deci prin casări ne bazăm. Nu contează cât încasăm și cât nu încasăm. Din încasările alea se face planul de buget. Exact. Dar eu consider că banii ăștia, dacă ați zis că sunt excedent, provin din necheltuiți în anii anteriori, din diverse motive, și se reportează. Dar ce nu știu eu cât de mult se reportează, că la un moment dat poate să ne zică cine nu a cheltuit. Da, că am mai auzit variante de astea, mai ales că în bugetul statului mai... Asta e din bugetul local. Nu știu dacă e anunțe. Nu, 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 ex. Stați să ziceți că... De unde o să se plătească energia? Avem grijă să nu-i pierdeți. Avem grijă să nu-i pierdeți. Și nu-i e, peste noapte, bănuiesc. Da, trebuie cheltuiți, adică să ne pomenim prin noiembrie, decembrie, atunci cu sume excedent prea mare. Inclusiv banii care ne vin de la guvern, avem grijă să nu să meargă acolo. Spunem la vot punctul 1. Cine este pentru? Deci la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale al municipiului Bacău și 22 de comune limitrofe. Numărul
1211 pe 4003 din 6 a 5 a 2021, proiectul ținut de domnul primar sau avansat. Deci ce ați primit dumneavoastră și mai avem asta, materialul ăsta de... Dacă l-ați studiat. Da, am studiat materialul domnului primar. Am observat la punctul 9 a pagina 12. Soma dorește exclusivitate pe partea de deșeuri reciclabile de la operatorii economici. Da. Păi, Vrantartul, știu că ridică de pe Comuna Hemeni și mai sunt și alți operatori care au făcut investiții și au cumpărat mașini, au făcut contracte cu operatori economici. Noi dacă dăm exclusivitate celor de la Soma, practic îi distrugem pe ceilalți. Aici ați mai multe chestii discutate, nu știu cât le stăpâniți, cât și le acceptiți. Și dacă o să dăm exclusivitate celor de la Soma, probabil peste un an, doi, o să ne trezim cu niște tarife pe partea de deșeuri reciclabili, de o să ne dăm cu capul de la Soma, pentru că vor fi doar ei pe piață. Monopol. Vor avea poziții de monopol. Așa e. S-ați dat doar atâta să vă reamintesc celor care știți sau care poate nu știți, n-ați apucat să vă informați. Bine să vă informați, dacă nu vă spun acum, noi facem parte din ADIS. Regune, noi facem parte integrantă din ADIS, cele două jurnalii comuni plus municipiul. Condițiile au fost puse clar în caietul de stabil. Ce s-a întâmplat până acum, că avem firme care dau la bancar, că dau nu știu, nu dau pe barba lor. Deci este interzis. Nu avem un contract de colaborare cu... Este interzis ca operatorii economici. În caietul de sarcini al ADIS-ului, solicitarea asta, uitați-vă că vine acum, nu a fost pe contractul din 2019. Noi avem, asta e condiția clară. Eu fac parte din Consiliul de Administrație de la întâmplare. Fac parte. Asta am ridicat și eu problema asta în ședința de care am avut-o cu președintele Consiliului de Țean. Deci, când se dă la bancar, când se dă, când nu se dă, într-adevăr, întrebarea care am pus-o eu, de ce totuși nu se face, nu se ia o măsură pentru ambalaje. Că dacă tot spunem de reciclabil, de ce nu se face nu se rezolvă problema la nivel de țară, de județ? Sticla, bidonul să facă parte din preț, să fie ambalaj și produs. Și atunci să le colecteze cine trebuie, nu noi primăriile să ne transformăm în gunoieri. Și treaba avem noi în ecuația asta. Asta ar trebui să se ocupe statul, Ministerul Mediului, sticlele care vin la un magazin, magazinul să le predea la cel care distribuie marca. Vorbați altceva aici, domnul primar. Noi acum aprobăm sau nu aprobăm, depinde cum doresc dumneavoastră și ceilalți colegi, dacă asigurăm o poziție de monopol celor de la Soma și scoatem pe ceilalți de pe piață sau nu? Care sunt ceilalți de pe piață? Vrantatul, de exemplu, și vă mai poate precisa. Dar ce calitate îți poate numai? Uitați că facem parte din ADIS. Dacă îmi permiteți, știu ce mai bine. Chiar vă rog. Deci, la nivel național, prin ADIS, s-au încheiat contracte cu operatori de salubritate. Si. Operatori de salubritate care au exclusivitate privind deșeurile municipale de pe raza OAT-ului. Deșeuri municipale înseamnă deșeuri menajere și deșeuri reciclabile generate de populație. Aici era vorba de operatori economici. Nu. Iar deșeurile de la operatori economici, tot prin contractul cu ADIS, se ridică tot de Soma. Operatorii economici care vor să ridice deșeuri reciclabile de la populație din poartă în poartă sau de la operatori economici, au nevoie să registreze prin teritoriul OAT-ului. Deci nu pot ridica colectorii deșeuri. E un caz la Neamț, un scandal imens, că a venit cu o firmă care colectează deșeuri înaintea salubristului. Salubristul din deșeuri reciclabile își face obiectivele, inclusiv obiectivul primăriei, ca să plătească mai puțin la fondul de mediu. Primăria are un obiectiv de reciclare anual, care în fiecare an tot o crescut. Pe obiectivul de reciclare se deplinește prin cantitățile reciclabile pe care le colectează Soma de pe raza comunei. Le declară în fiecare lună sau în fiecare an. În fiecare an ne vin de la fond, de la OTN. Nu spune că din atât deșeu colectat menajer, atât s-a reciclat. Cu cât reciclezi mai mult, cu atât primăria de Iuș plătește mai puțin sau deloc la fondul pentru mediu. Banii s-au întors în niște bani acum. Da. Chestia asta e mai nivel național, mă scuzați. Cu ADIS-urile și cu operatorii de salubritate. Noi ce ne doare și discutam cu colegii înainte,
se amestecă acolo. Și totul se amestecă. Da, domnule, dar se amestecă din cauza cui? Noi știm ce înseamnă sănătate. Și ei fac. Nu, eu la noi când vin, noi le-am pus la dispoziție sticla, sticlă. Vă arătăm acum, păcat că nu-i poliția locală și n-am fost pregătit să vă dau numărul din contravenții, în tomberoanele de sticlă, să vedeți cu noi menager, cu etichete, cu facturi și am dat amenzi. Dar nu vede nimeni chestia asta. Ce să le facem? Trebuie să umblăm la civilizație, la educație. Aici încă mai avem de... Oricum e bine, am făcut un pas înainte față de 2016, 2017, 2019. Amintiți-vă în 2019 când am pus acele platforme de colectare cu țarcuri, cu tot ce era și era groapa din noi, veneau și aruncau acolo tot felul de nu mai știam și în comuna noastră. Spre deosebire de anii de care vorbim, astăzi dacă trecem prin comuni, e un pas înainte. Dar asta trebuie să luptăm cu toți. Să se explicăm oamenilor, pentru că am găsit oameni din alte comuni care au trecut și au aruncat, m-am oprit personal, nu mi s-a întâmplat nimica, l-am discutat și l-am informat că va primi amendă. Și m-am gândit după. Și în fața porții. Da, da. De asta spun. Iar referitor la punctul 2, nu știu dacă avem cale din tors. Asta e, dar domnul Pălaș... Ce-am vrea să vă spun, mă scuzați, doamna consilier. Caietul de sarcină a fost întocmit, cred că, din 2017-2019. Prețul la motorină, noi știam de anul trecut, când s-a semnat contractul cu Soma, că Soma un an de zile nu va mări prețul. Ori oamenii au mers un an cu prețul de 4 lei sau cât a fost motorina, oamenii au mers cu toate... Aceeași situație a fost cu toate industriile. Da, dar nu știu dacă ai fi un prestator și ți-ar conveni să mergi în prieteni, că până la urmă toată lumea face afaceri ca să câștige. Da, și ne place, nu ne place, nu avem de ales. Dacă s-a făcut o analiză, da, a conlucrării cu Soma, a rezultat ceva negativ sau nu ne convine ca UAC? Nu ne convine, nu ne convine pentru că un lucru care l-am mai spus și îl mai spun și acum. S-au modificat prețurile anul trecut, regulile jocului în timpul jocului. Noi în luna lui august, 9 august 2021, am început nou contract cu Adisu. Taxa de colectare și transport era undeva 125, colectare plus transport, 120 sau cam așa ceva, depozitare plus sortare. Și gândiți-vă că noi tonile care le-am dat până la 1600 de tone, care am avut anul trecut pentru dumneavoastră să știți, din august până în decembrie, la sfârșitul decembrie, în loc să le dăm cu 240 lei pe tonă, le-am dat cu 420 pe tonă. Deci banii aia înseamnă o greutate atârnată în Consiliul Local. Acum, modificându-se, iar ne mai adăugăm. Cât putem să mărim și cu cât putem majora în decembrie anul viitor, anul ăsta, ca să putem să ne recuperăm banii. Singurul lucru este să micșorăm cantitățile și să colectăm selectiv ca să nu mai plătim. Sticla pusă în gunoiul menajer, gândiți-vă că noi plătim nici 25% din valoarea contractului. Dacă o pui în gunoiul menajer, o plătim la prețul de 400 sau acum mai nou 50 sau 60, poate să fie... Deci mai convenabil să nu o facem. Să dăm selectiv. Și cantitățile... Poftim? Cel selectiv, gunoiul... Nu e gratuit. Nu e chiar gratuit. Nu știu. Problema. Ne dau niște bani înapoi și am putea primi banii dacă registrăm target. Vreau să vă spun că suntem pentru comunele fruntașe. Dacă nu prima, cel puțin a doua, suntem la nivel de colectare selectivă. Din cele 21. Deci vă spun toată responsabilitatea. Totuși sticla și acum se bagă la guvernul. De ce? Cum se bagă la guvernul? Păi dacă găsește omul cu noi menajer acolo și că vede că sunt tomberoane în tomberoane saci cu poliția locală, e prezentă. Eu știu despre ce e vorba. E cazul chiar de la dumneavoastră acolo. Unul cu sticlă, unul cu noi menajer. Ăla cu sticlă. Nu are nicio treabă. Tras lângă el, încărcașul la sticla din el. Da. De ce face lucrul ăsta? Băi, frate, uite că ăsta ai și doi saci cu voi. I-a avantajul lui că el îi plăte la tonă. Dar am văzut odată la tonă. Dar atunci de ce făcea lumea să ducă acolo? Păi cum să nu vă câți bani de unii de banii din general? Păi dacă nu o să plătim luna viitoare, nu vine să-ți mai ia, că acum noi suntem în Adis. Adis ne ajută foarte mult. Îi blochează contul dacă nu plătim. Păi noi vrem acum să obligăm și persoanele juridice să dea selectiv.
Marea majoritate o fac, selectiv. Dar selectiv. Așa facem, da. Și noi la primărie ceva, când îl lăsăm pe ăla să ia sticla, să o bagi la gunoi, snicați la primărie. Dar de ce vedeți, dumneavoastră nu faceți parte din aparat, din Consiliul Local? De ce n-ați sesizat? De ce n-ați oprit mașina? Sunteți consilier. Nu, de pe acel moment, că v-am mai spus după ăla, mi-a găsit atunci eu. Problema cât ar fi, eu am filmări pentru toate puncte. Capacul la sufere respectiv și-au văzut și 2-3 sași menajeri, da. Din noi menajeri, el bagă toată sticla la urmă. Păi dacă vorbim de selectiv, de ce vorbeam de corect? Dacă vorbim de selectiv, în limba română, ce înseamnă selectiv? El nu stă să scoate ție sași, el nu știe ce mai la urmă. De acord, de acord, atunci se sesizez primăria, într-o perioadă de limbe de acolo, limite să le sortezi, nu le iau, așa mai este selectiv. Așa. Deci nu cineva băiat să zică sau urmă. Mașina n-are loc întors, noi n-avem loc întors. Da. Mergem la ex. Haideți să se vină loc întors. Da, eu v-am zis, nu cred, să dai unii societăți lucrul ăsta care ne va lua bani. Dar este altă soluție? Păi, altă alternativă. Păi, altă societate nu face legalizația. Alternativa. Noi, mai mulți, iar foarte mulți privați din Comuna Hineriu și avem contract cu o altă societate care îmi ridică săptămâna. Da, domnul, facem o discuție și aș vrea să vă... Dați-mi de anul trecut cât ați dat dumneavoastră la societate respectivă. Cum am domnul primar? Adunță doar. Puneți la domnul. 2019 a dus ultima dată. Păi ne-am vetat. Nu mă face să vă fac... La cum am făcut situația și vă arăt că n-aveți dreptate. Domnul primar, dar ne-am vetat. N-aveți dreptate. Domnul primar, stați un pic, nu spuneți așa că n-am dreptate. Păi, eu am toate documentele astea, dar nu mă obligă nicio lege să le aduc și le predau la primărie. Faceți parte din ADIS. Comuna noastră face, nu sunteți societate din altă țară, domnule. Faceți-vă contract cu o firmă din Galați, dacă sunteți, nu sunteți în ADIS-ul din Bacău. Dacă sunteți, vă cheamă Comuna Roșca, votați cum vreți. Haideți să trecem mai departe. Nu, nu, deci nu avem voie să ne spunem punctul de vedere. Ar trebui să analizăm. Vin aia și mi-a schimbat la carpoane plastic. Adică mai bine dau la ADIS dacă ăștia de la Soma îți iau dată bani cât pe cantitate de sticlă și îți dă-ți înapoi ceva, adică dacă comuna noastră trebuie să facă asta, am acceptat și am votat să fim în ADIS. Adică dacă comuna de la Soma la transport, cât îți dă-i înapoi, cum îi? Păi asta ziceam că nu-i calculul. Nu știu, asta e, astea trebuie să le iau. Mai mult că îți iau gunoiul și îți dă nimic. Pentru un punct de vedere de la mai mulți oameni, spuneți asta. Eu m-am zis că am documente pe care lună. Domnul Reu, adică când am fost nevoie să depunem la fondul de mediu, de acum 2 ani n-ai mi-a adus nimic, că n-ai nici cu o hârtie. Acum spui că ai hârtie. Am pe fiecare lună. Dumneavoastră trebuie să ai cu firmele care îți aduc marfa să-ți ia înapoi ambalajul, nu mă deranjează cu nimic. Domnul Roșca, cum ați spus dacă întreabă doamna secretară? Ce domnul Roșca? Domnul Roșca, dacă s-a văzut să înainte că ce? Au mărit toți pentru dumneavoastră, cum vă dați? Păi da, dar trebuie să fie autorizat, trebuie să se registreze. Trebuie să registreze, exact. Uite, au deseori periculoase cei din parc. Din parcul industrial au deseori periculoase, care au contract. Eu nu gândesc așa ceva, așa, dacă contezioasă administrația așa problemă. Punctul nou, deci Soma face exclusivitate, chiar dacă mai sunt alți operatori autorizați, este o de exclusivitate. Dar eu nu pot numi și e documentat. Ce discutabil, astea discuții interminabile și până la urmă. Nu, nu, la astfel sunt interrogat și eu. Dar s-a votat și este pentru tocmai. Domnul președinte, îmi permiteți un pic cât m-ați tot întrerupt. Deci, într-adevăr, discuțiile din Consiliu sunt niște discuții normale, fiecare are punctul lui de vedere. Da, mai mi-a devreme, mi-a fi plăcut, domnul primar... Scuzat, mi-ar fi plăcut să se poată ieri discuțiile. Da, mai nu devreme, domnul primar a zis așa, că face parte din Consiliul de Administrație de la ADIS. Da. Discuțiile astea trebuia să le fi avut noi înainte să intrăm în ADIS și în multe alte, nu numai ADIS, că e și Adibui și... Zona deci, metropolitană. Zona metropolitană, în toate. Acum suntem acolo, haideți să vedem cum negociem lucrul ăsta. Domnul primar ar trebui în momentul ăsta să ia un pic act de aceste discuții în sensul că agenții economici sunt nemulțumiți, da? Și să îmbunătățească un pic, deci dumnealui are pârghii, este în Consiliul de Administrație, poate să-i mai zic că, măi, uite, oamenii de la mine din OAT, agenții economici, nu sunt mulțumiți. La masă cu... Da. Da, și dumneavoastră faceți acolo, în urma sesizării, domnului Roșca, domnului Bălan, domnului Pascu, așa, deci e vorba de agenții economici. Exact. Și eu cu domnul Bălan ne vom uni forțele când va trebui scumpit
când în decembrie, nu? Tariful, atunci să ne luptăm, nu? Pentru populație și să ne justifici metrul ăla, deci pentru pitonă, tariful pitonă și cum procedăm. Deci pentru agenții economici sunt acum niște nemulțumiri, îndreptățite, că eu nu sunt în măsură să analizez cum se face colectarea, cum să... Dar domnul primar poate să transmită mai departe la ADIS, da? Lucrul acesta. Puteți, domnul primar, sau nu? Să luați acti de mulțumirile că s-a... Nu credeți că SOMA, care cere exclusivitate, da? De la agenții economice, în cazul care o să ajunge la cerurile noastre de a stabili prețul pentru anul următor, dacă noi mai acordăm această exclusivitate, el recuperează printr-o plusare de preț pe bună generație. Dar și dacă îl lăsăm, domnul Sfățiliere, dar și dacă îl lăsăm așa fără să luăm atitudine? Eu vă iau tot depozitare și voi vin alții ca să-mi iau ce am început. Dar și dacă nu luăm atitudine, eu lăsăm așa să tot facă... E reciclare. Nu mă dacă ești vorbim să lăsăm discuția. Dragilor, vreau să vă spun mai departe. Primul pas, când nu ne-am achitat o factură, hai să mai mergem încă una și după aia când o să rămânim cu culoare. După aia o să vă întreb ce facem. Vin și vă întreb. Deci este vorba doar de act adițional la contractul de delegare. Găsesc soluția pentru atunci. Acum sunt de acord cu dumneavoastră, cu toți. Dar faceți o întrebare. Bană, eu cred că scris. Nu-i prima dată când... Domnul Roșca s-a apucă și dumneavoastră îl transmiteți. Nu, v-am zis. Scris, acolo eu am citit toată documentația. Scrie SOMA acolo, când e pus la dispoziție la toți... Nu la toți, pentru că și acolo... De container. Nu e adevărat. Păi nu e adevărat, e nici nu știu. Păi nu e adevărat să vă spun de ce nu e adevărat și chestia asta, că v-am mai spus-o 7 ori, cred că și pot să o mai repet 10 ori. Caietul de sarcini, dacă vă amintiți discuțiile cu domnul Seto și discuțiile din Consiliul Local, că ne-a obligat să facem la număr de persoane. Și nu a fost nimeni de acord, pentru că la noi e o problemă. Fiind lângă Bacău, foarte mulți au domiciliu cu Bacău și îți vin să-ți futur în nas factura că plătesc alumitate la Bacău. Și nu aveai altă posibilitate, fiind ca acest... Nu am de persoane și nici nu m-ați băgat în seamă. Păi cum să vă bag, cum vă bag... Ați familie. Păi și cum vă bag seama pe dumneavoastră care locuiați la Himioș cu domiciliu cu Bacău? Totdeauna am plătit peste tot. Dumneavoastră, dar eu vă spun din realitate. Nici prin cap mi-a trecut să vin și să vă, vin să vă arăt că știți că eu plătesc și la bancă. Dumneavoastră, așa vrem și să arată. Doi, familiile nevoiașe, familiile cu mulți copii, cum încasează? Asta o să fac o întrebare de dumneavoastră atunci. Exact, da, așa am discutat cu toți colegii și am spus, doamne, mergem tot pe familie. Cel care au avut bani să-și facă o casă și la Hemeu și are una și la Bacău, are 200 lei să plătească să arăbita. Domnul primar, discuția asta cu operatori economici nu a fost atunci cu domnul Seto. SOMA o solicită acum pe acest act tradițional. Noi vorbim... Au fost un pas, dacă v-a interesat, mai bine suntem poate printre singurile comuni care plătim la locuințe sau la persoane. În fine, asta e altă... Dar asta nu e bine. Nu știu de ce vă lăudați. Mie nu convine. Și la mulți nu le convine așa. Că, deci eu sunt două persoane. Doamnă, s-a făcut recensământul comun. Dumneavoastră știți că la ora actuală noi nu s-au recensat 30% din populație. De unde aveți dumneavoastră baza de date să impozitați? Spuneți-mi ei cum ne luați banii, că ei nu ținți s-au recensat, doamnă. Dați-mi o soluție. Și eu rezolv. Cum spuneți dumneavoastră așa facem? Haideți să spuneți-mi cum încasăm. De unii închisesc și cum închisesc. În fiecare locuință, câte persoane sunt? Nu poți crearea unei baze de date. Atenție ce spuneți. Dar nu face primul de date. Nu poți să opun recensământul. Crearea unei baze de date. Asta e nou o paralelă la ce trebuie atoarnă. Doamna, și acum continuați. Dar nu mai am ce să zic. Rugămintea mea la dumneavoastră este să preluați nemulțumirile acestei dorinilor. Gândiți-vă că nu... E normal că să spune eu spun aici. Eu îmi spun aici, dacă am ministrul mult mai mult. Sunt eu nu pui în aceeași situație. Dar nu voi, eu am întrebat doar dată. Dar toată lumea e nemulțumită. Primăria plătește mai mult transportul decât dă... Nu se mai primă discuția asta. Dar nu plătește primăria, domnul Puiu. A fost licitat. Ce v-am contribuit la punctul 2? Dar nu știu cine este Petru. Noi discutam mai mult. Dar suntem înapoi, că toți am fost de acord. Asta a fost de acord. Nu mai am niciun lucru. Eu la mine trece, ți-abținere, pentru că eu nu sunt de acord. Domnul Roșca, ți-abține. Trecem la punctul 3. Da.
Proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență conform legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat pentru lucrările și contractele ulterioare. Proiect inițiat de domnul primar s-a acordat. Când o să fie adunat general, o să vă invit și pe dumneavoastră. Când o să fie adunat pe atins, pe atins, vă invit chiar vă frumos să mergeți acolo să vă puneți problema, punct de vedere. Vreau să terminăm punctul prima discuție, ce mai corect ar fi să ia suma de la operatorul economic, dar să le ia gratuit. Păi cum să le ia gratuit, domnul, când ne-au mai băgat pe cap, pe gât, în Cotinichea, din caietul de sarcini? Primăria n-avea destul treabă. Operatorii economici aveau treabă contract direct cu Soma. Acum, ca să devină mai ușor, pentru că suntem membri adins, încasează primăria. Și vine curtea de conturi acum și îmi lasă măsuri să mă duc să identific pe toți care au societăți și care nu au plătit. Vi se pare normal? Mi-a spus, doamnă, nu Soma e... Nu suntem de reciclare. Sunt de reciclare. Păi și ea nu... Soma încasează niște bani de reciclare lor care a trebuit să împartă după aia la OAP-uri din adis. Ne se dau niște bani, ne se întorc niște bani, de la, dar trebuie să, să îndeplinim targetul. De asta v-am spus că suntem campioni deocamdată la... Păi și eu asta întrebam, că ăla nu dă niciun bani pentru sticlă, cartoane, plastic. Vine producția mea în fiecare luni la mine. Dar nici dumneavoastră nu plătiți. Ce? Că vine și bani. Păi nu, eu ce păi, dar păi și nu se plătează comerciarii. Acum se plătesc ca să le ia. Atunci te întreb. Da. Păi când se plătește sau de la primărie? Păi când ăsta mi-a dat gratis. Pentru că eu fac mai. Mai dai o dată și degeaba dincolo. Care ai câștig cu bătare? Nu câștigat, dar ziceam, adică pentru primărie, dar adică dacă primăria plătuie și transportul, tot ziare, atunci nu-ți dă nimic, să lea la... Adică, zic, să mai scăp din calitățile astea. Bun, hai. Ne-a trebuit acasă. O să vedeți că o să ajutem într-un punct când o să... Poate anul ăsta, dacă nu la anul. Dar sigur, asta o să fie atacat de pătecios pe vederea asta. De pătecios de cine? De mulți. Din toate, până pe... E o ilegalitate. Deci ai omorât concurența. E una la mână, da. Au fost licitații, domnule, de ce nu s-au prezentat la licitații? Eu asta te întreb. Licitații au durat 3 sau 4 ani, domnule. Nu, dar știi că asta nu vorba de aia. Dar eu întreb ca să... Ei au dreptul să facă lucrul ăsta. Îs autorizați. De ce s-au autorizați de instituțiile statului? Ați studiat proiectul numărul 3? Ce niște idei despre ce-i vorba? Care sunt ei doi? Domnul Vistrian și... Proitorul. Proitorul... Ne-am pricopsit cu el pe raza comună, a fost căsătorit pe aici, are domiciliu, un accident, nu știu ce s-a întâmplat, e imobilizat, închis tot și a trebuit să-l ducem la un centru. La centru ne-au cerut, nu știu, vreo 9.000 de lei, parcă întâmplarea și bucuria face că i-a venit decizia de pensionare, i-a dat banii pe două luni și cu cele 3 luni care trebuie să stea 90 de zile, mai scutește din bani, trebuie să-i mai dăm 4.500 de lei. Ca să... Și vârsta are. 66 născut. Da. Și mai e vorba de colegul nostru, de Vistrian, care de două luni în spital la Bacău, urmează să stabilizeze de atunci tot în medici, să-l opereze la... trebuie să facă intervenții la inimă. I-au recomandat Târgu Mureș, când se plece la Târgu Mureș, o să schimbe mai bine la Iași, când se meargă la Iași, la Iași, când nu-i medicul, să mai stea nu știu cât, și acum vorbesc cu el la 2-3 zile, e disperat, stai atâtea zile în spital, nu spune nimeni nimic. Ba mai când se plece la Târgu Mureș, într-una din dăți au făcut COVID. Da, și aș propune, deci la ăsta trebuie să-i dăm 4.500 de morcov, că n-avem ce face, că e la o... centru privat. Centru privat, pentru că la stat nu l-o primim. Iar lui Vistrian am propus suma de 5.000 de lei, pentru că intervenția va fi foarte grea și... Lotarul, nu? Da, da, da. Dacă sunteți de acord. Deci 5.000 și 4.500. La punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren da, în suprafață de 120 de 1.400 metri pătrați în teren cu numărul de 10 sub acolo. Așa este un imobil comune din imobilul cu numărul cadastral 68.580, carte funciară 68.510. Da. Două corpuri de proprietate. E aceeași problemă care am făcut-o și cu Vineacate, mai luni, din noiembrie-decembrie, termenul Sampu, vrea să se construiască o clădire și să-și pe terenul concesionat de la noi. Da. Da. Despre asta e, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Potrivă?
Până punctul 5. Proiect de hotărâre privind realizarea de reparații pe rețea de distribuție a apă pe străzile primăriei și biserice, Comuna Heveș, județul Bacău și aprobarea indicilor tehnico-economici, proiect inițiat de domnul primar s-a raportat. Da, după cum ați văzut și cu alte intervenții, conducta care face alimentarea cu apă, mi-a dat bătăi de cap în ultima vreme, cel puțin în luna lui iulie și al lui august. În ultimii 2 ani, domnul primar, tot a fost de coaie. Acum, nu mai e. Ce-a fost în ultimii 2 ani de trecut? Dar n-au preluat-o cramul pe asta? De luni ne-au anunțat că vin să semnăm, să vedea contractele și să citez apometrii. Deci, în sfârșit, după ce am semnat, avem 400 de... Când dacă ar prelua-o, ar fi în sarcina lor aceste reparații, păi, nu? Ar fi, dar acum ce să facem? Pentru că a apărut o avare într-un punct, am mers, am remediat avarea la gram. A doua zi a apărut la o jumătate de metru mai încolo. Da. Am zis, bă, n-are rost, hai să înlocuim țeava, că erau 8 sau 10 metri. Din rețeaua principală ne-am dus până la hidrant. După hidrant iar o apărut. Și acum... Cine a montat domnul primar? E lucrare recepționată în 2014. Lucru care l-am pățit și pe strada primăriei. Ești sigur. Am oprit unde era avaria, am pus un robinet ca să nu ținem toată strada primăriei, pentru că robinetul să-mi pur și aici acolo, așa, dacă ai o avarie, te-o să oprești toată rețeaua. Și acum un specialist ne-a calculat și ne-a dat ideea, vom veni cu o țeavă mai de mic dimensiune prin țeava respectivă, ca să nu mai spargem asfaltul, pentru că și aici avem asfalt în garanții, la fel de dincolo, nu mai putem mai. Vă rog, ca la următoarea ședință de Consiliu Local, să ne prezentați toate cheltuielile care au fost cu rețeaua de apă din 2016 până în prezent. Eu, din datele de pe PSA, doar în ultimii 2 ani s-au plătit doar către firma Flux Invest din Chemiș peste 120.000 de euro. Da. Este firma care asigură. E firma care ne asigură în antenanță, pentru că noi nu aveam cu ce să facem. Și ea care schimbă, ea care e tot... E firma care asigură în antenanța stației. Cu stația, cu filtrele, cu și băiatul de sat de aici, care orice intervențiu ne-am avut, când am avut la el, am apelat pe altă firmă din... Și știm cât ne-au costat în total spalatul, da, este, trebuie să avem cheltuie. Dacă știm suma, ce rost are să mai e? Nu, pe tocmai că nu știu suma. Eu ce-am observat din câteva contracte de PSA și toate contractele de PSA erau în principiu către această firmă. Este o firmă în vecinătate noastră, din comuna noastră. 90% din contracte doar cu primăria Chimiș. Când apare o avarie, nu poți să stai să aștepți 7 ani sau pe cine să găsești. Nu vedeți că acum nici oameni. Nici ăsta nu mai are oameni, mai ales în grup. Costă mai mult decât apa consumată, pentru că tot timpul am făcut investiții. Am pus două pompi noi care nu mai funcționau la stație. Am schimbat echipamentele cu toate chestiile astea, le avem. Stocul dumneavoastră le-am aprobat în urma solicitorilor puse de cap, pentru a ne prelua. Și-a trebuit modernizarea tabloului, a trebuit spalarea puturilor, a trebuit să facem tot ce... Aceste investiții la care sunt acordați... Poftim? 20 de ani. Rețelii de atâtea ori când ai impus-o din analizii de care... Dar banii în sac fără fund. Și aproximativ 20-30% din cetățenii din comuna Chemeni sunt acordați, iar rețeaua e parțial funcțională. Cine nu i-a lăsat? Tot dintre bani acolo. Dar de ce n-ați venit cu soluții să credeam apa de acum 3 ani, domnul consilier, să nu avea nicio problemă? Eram curios cât s-o cheltuit în 6 ani de zile cu... Păi dacă vă notați de la fiecare ședință aveați... Păi nu, că... Poți să ne solicit în scris, domnule. Bun, haideți să supunem la urmă punctul 5. Deci nu mai puteam amâna până preluăm ăștia. Găsesc dumneavoastră pe datul așa, că n-am nimic împotrivit. Găsesc altă soluție și o prezăm. Și eu nu mai fac nimic. Dar ei știu, crapă știi. Dacă eu puneam... Dar nu vă dați seama că locuiesc foarte mult din Vila Crap care lucrează, locuiesc în comuna noastră. Dar ce e o solicitație? Nu le-am luat de capo. Noi am vrut să o prezăm așa cum avem adresă de corespondență cu ei, fiecare pas.
Inclusiv modelul de apomer, inclusiv deci modelul de apomer. Deci când o predăm? Păi de mâine, ne-o promite luni că vin, avem adresă și am făcut din nou adresă să ne spună intervalul orar, pentru că oamenii au servici, oamenii lucrează schimbul 2. Care e programul lor? O zis că ne anunță. Ei bine, nu ne-am uitat. Avem de la punctul 6 până la punctul 11 aceeași temă cu Delgazul. Supunem la vot pe toate? Doar mă interesează strada Crăhnei cu cele trei domnișoare. Și vor să fac acolo. Domnișoare, mă? Și vor să fac acolo. Nu știu, domnul. Păi, mai rostigazi, măi. Iordache Mihaela, Gheorghiu Raluca și Soisun Steluța. Poate au gaz. Au gaz. Au gaz. Dar ce se face acolo? Pentru că mi-apar nume și pe nume cunoscute. Așa? Da. Se dedică la țuclată. Țineți minte numele. Și dacă este cazii, nu poate fi nimic electric. Cumva retorică, nu? Da. Vrea să ia cineva cuvântul la aceste 6 puncte? Asta e legea. Deci, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Un amitat. Către Unirii, domn primar. Avem punctul 12. Da, punctul 12. Către Unirii. Către mine, dacă domn colonel, domn general Mihailă, cu domnul Băluță și cu domnul Iovință. Dacă vă spun ceva. Iar aici, la punctul 10, am înțeles, asta întâmplarea face cam un client în zona aia, că extinderea asta de conductă pe izvorul alb se suprapune cu o stradă proaspăt asfaltată în garanție. Și aici ne trebuie avizul că m-a trimis domnul Burghelea și pe mine pentru un aranjament la constructor. Da. Ca să dea avizul de... Da, bă, da. Portul, de obicei, constructorii ne dau o garanție și atunci... Dar ați făcut foarte bine, pentru că altfel nu era, deci nu era cale de ieșire. Facem strada, o asfaltăm, în garanție 5 ani, o stricăm cu diverse lucrări. Pentru că la data când se face proiectul pentru stradă, cetățeanul respectiv nu are nici intenție să facă casa acolo. Între timp, de-a lungul anilor, da. Asta e ce se face. Punctul 12? Punctul 12 e vorba de școala de la Fântânele, care la fel o trebuie să așteptăm un deviz, să știm în jurul cărei sume ne îngătim. La fel pot să-l informez pe domnul Ilie Bălan. Aprobăm să fie cu domnul Bălan sau doar de ăsta cum îl cheamă? Nu, mă întrebam. Nu, dacă aprobăm și firma sau doar de vis. Nu, domnule, dacă să te informez, poate n-am, nu știi. Este firma doar și de vis. Eu zic, nu este asta lucrare mai urgent, să investim practică la școală, așa școală nu sunt lecții. Eu v-aș invita și vă invit pe toți, numai în aceea perioadă când e campanie electorală, mergeți un pic să vedeți în sala de clasă, care uși sparte și copiii care să știu cine își fac necesitățile acolo. Care trebuie să mântăreați geamurile de asistea. Clădirea aia trebuie... Ce aveți de gând cu acea clădire? Ca să știm și noi. Băgăm banii ăștia și o să rămân în locația acolo, cred că e nici variant de clădirea aia. Nu cred. Nu? Da, dar la un moment dat s-a supus un aviz de principiu dacă să facem sau să nu facem. Eu vă arăt să vedem. Nu e doar, cu ea parte de școală. Aveți o moștenire, aveți o proprietate, lăsați stărâmi? Avem obligația să... Trebuie să o îngrezim. Deocamdată, până o să-i găsim o destinație și o să apară o solicitare, după legea 1, modificată în 2021, decembrie, avem posibilitatea să le concesionăm și obiectul de activitate să fie și altul în afară de obiect, de un obiect înlutit cu învățământul. Da, deci, clădirile unde de 3 ani cel puțin nu se face bine. Așteptăm evaluarea lor, pentru că suntem în proces de evaluare. Avem domnul evaluator al Bănaș, trebuie să ne aducă să prezinte lucrarea și în funcție de valoarea clădirii, prețul prin metru pătrat și eu știu, și atelierul, le vom scoate la licitație. Deci asta aveți. Bun, dar de ce nu putem să o folosim noi în cadrul putem să o folosim noi dacă avem. Dacă tot investim în ea și facem, de exemplu, putem să facem un centru comunitar la Fântânele. Mai exact. Zona respectivă. Putem orice, să... dar am dat, da. Numai bate ploaia și anume vântul. Dar noi am văzut anterior că facem ceva. Mai fi viziu.
vedem că o clădire a statului, o clădire a comunii cu geamuri din PFL sau din PAL sau eu știu ce mai au acolo sparte și pus, parcă nu dă. Dar vă amintiți că am făcut-o și pe cei de la Andreșești, tot la fel că erau cu scânduri pus în geam și era la intersecție acolo. Trecătorii care trec prin comuna noastră, locuitorii noștri, nu știu care e problema și care sunt regulile. E o clădire abandonată și distrusă, o ruină. Exemplul cel mai elogent se fac de ăștia de la Belen, care de 20 de ani au luat stala principală. O grădină fără geamuri, fără uși. Adică eu, în sensul ăsta, nu că... Eu, dacă vă aduceți aminte, în ședința când am votat de principiu să renovăm și acolo, am spus să urmărim dacă nu cumva plouă prin acoperiș. A trebuit întâi ăla rezolvat și după aia pus geamul și ușor. Da, țările sunt foarte bune, la fel ca și la școala din Andreșești. Eu am zis atunci, da. Nu știu ce e acolo, dar o etică de calitate la vreme, ce e foarte groasă, foarte... La Ucraina. Da. Dar cetățenii din Fântânele, discuțiile pe care le-am mai avut pe teren cu dumnealor, mi-au povestit când școala respectivă se țineau și tot felul de petreceri, botezuri, da, pentru că ei sunt un pic mai izolați, până să vină aici jos la Căminul Cultural sau până să... Și s-ar potrivi un centru comunitar cu o destinație multiplă acolo, dacă, mai ales dacă îl puneți la punct cât de cât, să fie în administrarea tuturor dumneavoastră. Să vedem ce decizii luăm. Așa avem și școala de la Andreșești și mă gândeam în ultima vreme, tot am încercat tot felul. Tot același lucru se poate face și acolo. Acolo pentru pensionari, pentru tineri. Dar țările nu sunt așa de... Acum comuna noastră cred că are 40% pensionari. Măcar pentru pensionari din Sătucul ăla. Mă gândeam, eu știu, un muzeu al satului sau ceva să facem, să putem să băgăm bani. Să putem, la fel o să mă întrebați, dar ce utilitate dați ca să o renovăm? Păi, nu numai să băgăm bani. Centru comunitar. Centru cum mai este aia de la Liliești? La fel, aia de la Liliești, v-aș invita să vedeți după parchetul pus în 2014-2015, așa, după ce nu s-au mai învățat, că din 2014 parcă nu s-au mai învățat. Din 2017. A fost o clasă. Să vedeți tot parchetul ăla, că l-am adunat braț. Și încă întrebare, pentru școala de la Fântânele, sunt solicitări pentru a fi preluată? Nu. Deocamdată nu. Așteptăm. Haideți să supunem la vot punctul 12. Cine este pentru? Veniți cu propuneri, veniți cu idei. Eu sunt aici ca să vă reprezint. Asta nu înseamnă. Întrebările pe care mi-l puneți dumneavoastră, să știți că mi-l pun și cetățenii de zi și de asta vă aduc la cunoștință. În momentul când am mai multe informații și am mai multe solicitări, vin și vi-l prezint. Nu s-au prezentat întrebările pe care mi-l adresați dumneavoastră aici. M-aș bucura dacă ați fi mai informați din localitate, din zona unde sunteți consilieri, să veniți cu probleme. Îi spuneți, doar pe strada cutare, de la numărul cutare la numărul cutare, trebuie două coșuri de gunoi, trebuie două băncuți. Uite, cetățeanul de pe strada nu știu care, aș vrea ca să spuneți mie lucrurile pe care știu. Da, eu am de gând să ies pe teren, vă informez cu această ocazie. Să terminăm cu asfalt, cu trotuarul la mușă, să ne plimbăm. Păi mă plimb unde sunt trotuare atunci, unde facem trotuare.